Ministerul Educației a publicat recent ghidul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025, cuprinzând informații esențiale despre criteriile de departajare, actele necesare și evaluarea realizată de Consiliul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Ghidul, similar cu cel din anii precedenți, vine cu mici ajustări și răspunde la diversele întrebări pe care părinții le-au avut în acest proces. Potrivit ghidului, pot fi înscriși la școală copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2024 pot fi înscriși în baza recomandării pentru învățământul primar sau în baza evaluării realizate de Căjăraie. Iată câteva puncte importante din ghidul Ministerului Educației. Evaluarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională este programată în perioada 28 martie 10 aprilie, aceasta fiind destinată copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate. Părinții pot completa cererile de înscriere online sau la unitatea de învățământ dorită în perioada 11 aprilie 14 mai. Cererile tip trebuie validate la unitatea de învățământ. Printre documentele necesare se numără certificatul de naștere al copilului, recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare și, în cazuri specifice, alte documente care atestă îndeplinirea criteriilor. Acestea includ existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap sau a unui document care atestă că acel copil este orfan de unul sau ambii părinți. Înscrierea se face în prima etapă, fie direct la unitatea de învățământ, fie online, iar validarea înscrierii se realizează la sediul unității dorite. Ministerul Educației asigură că fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare și oferă diverse canale prin care părinții pot obține informațiile necesare pentru a completa corect procesul de înscriere. Ghidul complet poate fi accesat pe site-ul Ministerului Educației și oferă detalii pentru a facilita procesul de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2024.